Hristos a înviat, Ziua Românilor de pretutindeni este o zi specială, având o puternică semnificație spirituală de reafirmare a tradițiilor și a valorilor credinței și culturii poporului român. Prin urmare, Patriarhia Română adresează un mesaj de unitate și frățietate, de comuniune și de solidaritate tuturor românilor de pretutindeni. În acest an, 2021, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației românilor din afara României, Cuvântul nostru de prețuire și întărire duhovnicească adresat tuturor credincioșilor ortodoxi români aflați departe de țară are o semnificație deosebită. Grija pastorală și atenția sporită manifestată de Patriarhia Română față de românii ortodoxi din străinătate s-a concretizat în ultimul deceniu prin înființarea de numeroase parohii și eparhii noi care vin în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor români ortodoxi din jurul granițelor actuale ale României, Basarabia, Bucovina de Nord, Serbia, Bulgaria, Ungaria, ale românilor din Europa Occidentală, din America, din Australia și Noua Zeelandă, precum și din Țara Sfântă, Cipru, Turcia, Africa de Sud și Japonia. Prin ierarhii și preoții ei, Biserica Mamă îi binecuvintează și îi încurajează pe fiii și fiicele duhovnicești din străinătate și, totodată, află problemele cu care aceștia se confruntă în aspirația lor pentru un viitor mai bun. De aceea, în bisericile ortodoxe românești de pretutindeni, românii simt bucuria regăsirii și trăirii credinței strămoșești, participă la viața liturgică, alină dorul lor fierbinte după cei dragi și după locurile natale, și reafirmă identitatea lor etnică profundă. Prin participarea lor la viața liturgică, la evenimentele culturale și la acțiunile social-filantropice organizate de parohiile din diaspora română, sunt promovate valorile permanente ale credinței ortodoxe și ale culturii românești, sunt transmise tradițiile românești și este cultivată limba română, toate acestea contribuind la păstrarea identității culturale, etnice și ecleziale a românilor ortodoxi din afara României, Contribuția Bisericii Ortodoxe Române împreună cu autoritățile de stat ale României în păstrarea și cultivarea identității românești are și menirea de a sprijini integrarea socială a românilor în țările gazdă, fără asimilare culturală și fără deznaționalizare. În acest sens, se cultivă o conviețuire armonioasă a românilor de pretutindeni cu cetățenii din țările în care locuiesc în prezent, mai ales acum când, în unele locuri din lume, criza medicală, morală, spirituală și economică se manifestă uneori și prin tensiuni sociale care pot degenera în conflicte interetnice și interreligioase. Cu prilejul zilei românilor de pretutindeni, cu multă dragoste frățească și părintească, îi îndemnăm pe toți românii care trăiesc în afara României să fie permanent în legătură cu cei dragi rămași în țară, pentru a păstra unitatea familiei și Comuniunea Românească.